Doamnă, ia spuneți-mi noastră, mai purtați masca acum dacă nu mai e obligatorie? Nu mai intern când merg la Sfânta Slujbă, dar nu ne obligă. Ne-a spus, deci fiecare pe cont propriu pentru noi. Considerați că aceste restricții au fost timpuriu scoase, adică prea rapid scoase? Nu cred că a fost scoase. Eu cred că conducerea mare a știut când și cum să scoată masca. Noi ne-am conformat în toate. Credeți că o să vină un nou val? Doamne ferește. Doamne, mă rog, nu. Doamne ferește, ne rugăm. Eu sunt foarte credincioasă și Dumnezeu are grijă, aranjează cărțile. Așa trebuie să fie. Acum Dumnezeu, vedeți, altceva ne-a dat. Întrebăm despre purtarea măștii. Dacă acum nu mai e obligatorie, dumneavoastră mai purtați masca? Am mai purtat. Unde purtați masca de obicei? În cafe. Considerați că va urma un nou val? Nu știu ce să zic. Mai purtați acum că nu mai e obligatorie masca? Mai purtați? Unde purtați masca? Când mă urc în tramvai. Da? Când mă duc într-o aglomerație undeva, așa, în locuri din astea. Dar când sunt singur, nu e port. Considerați că această măsură de ridicare a tuturor restricțiilor a fost prea devreme? Prea bruscă. Prea bruscă? Da. Nu trebuia, că uite, acum lumea zice, nu mai am mască, mă duc la petrecere, mă duc așa, mă duc la biserică, așa, mă duc în cutare și acolo aglomerația, acolo se poate, nu știu unde sare nenorocirea. Credeți că o să urmeze un nou val? Eu cred că da. Purtați mască? Da, în tramvai, în locurile aglomerate, de exemplu, acum pentru că ne plimbăm. Nu, dar de exemplu am venit prin gara, am pus-o de frică. Da. Considerați că ridicarea restricțiilor a fost prea din timp? Prea din timp. Da. Părerea mea. Și știți de ce? După părerea mea. Multe persoane au făcut fel și fel de viroze, mai grele, mai ușurele, mai... Părerea mea. Mai urmează, din punctul dumneavoastră de vedere, mai urmează un nou val? Mi-aș dori să nu, dar e posibil. Știi că nu se mai poartă mască, nu mai e obligatorie. Da. Tu mai porți masca? Din când în când, în aglomerații. De ce faci asta? Pentru o protecție în plus. Uh-huh. Consider că ridicarea restricțiilor a fost prea bruscă? Da, într-adevăr, de la o anumită perioadă să se taie chiar atât tot. Uh-huh. A fost puțin aiurea. Ne-am pus niște semne de întrebare. Consider că în contextul actual va urma un nou val? Nu știu ce să zic. Nu. Eu sper că nu. Masca nu mai este obligatorie și atunci vreau să vă întreb dacă dumneavoastră mai purtați mască. Nu, n-am mai purtat. Vă simțiți mai bine acum că s-au ridicat toate aceste restricții? Bineînțeles. Considerați că va mai exista un nou val? Cred că da. Și cum comentați acest lucru? Nu sunt deloc încântat, bineînțeles. Sperăm să treacă mai repede decât celălalt. Consider că renunțarea la restricții a fost prea rapidă? Sincer, da. Și în condițiile date, crezi că va urma un nou val? Bine că o să urmeze. Cum comentezi asta? Păi, din moment ce s-a scos restricțiile, oamenii încep să vină și să populeze mall-urile și tot, și normal că o să crească cazuri. Deci care v-a să zic că oamenii care au luat deciziile astea probabil că s-au gândit la faptul că numărul de cazuri va crește, da, da, și că e posibil să revenim la o altă situație de restricții. Da. Păi și atunci de ce a mai fost luată măsura asta? Nu înțeleg, poate ca să împucure populația cel mai mult.